propunem reducerea impozitării muncii prin eliminarea de la taxare a echivalentului unui salariu minim pe economie. Practic, toate taxele se calculeze de la nivelul unui salariu minim în sus. Ce înseamnă asta în mod concret? Înseamnă în primul an de implementare 250 de lei în plus pe lună fiecărui salariat, urmat ca în fiecare an care vine după să se adauge încă 250 de lei pentru a avea în final 1000 de lei în plus pe lună și a avea un salariu minim care nu este supus taxării așa cum este acum. Asta înseamnă un ajutor real, un ajutor direct, care nu este asistență socială, este munca dumneavoastră.